În urma numeroaselor discuții și negocieri, liderii coaliției de guvernare au reușit în cele din urmă să identifice o soluție de compensare a prețului carburanților în sumă fixă de 50 de bani, care se va aplica direct la pompă. Măsura implică atât responsabilitatea guvernului, cât și responsabilitatea companiilor din industria petrolieră și ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie, dar numai pentru o perioadă de 3 luni, deoarece nu se poate prognoza cum va evolua piața petrolului. Cât îi va ajuta asta pe români, explică senatorul Vasile Căpotecă, membru în două comisii grele din Senat, cea economică de industrie și servicii și Comisia pentru Administrație Publică. Această compensare de 50 de bani înseamnă o primă etapă în stabilizarea prețului. Noi trebuie să spunem că această nemulțumire nu este numai românească, este europeană, este mondială și pachetele de măsuri privind limitarea acestui efect de scumpire la pompă se va vedea începând cu septembrie, când vom găsi și alte măsuri corelative care să ducă până la urmă la stabilizarea prețului. Prețul nu este românesc, prețul înseamnă până la urmă consecința acestui război, consecința acestei crize economice care este în plină desfășurare. Există vreo garanție că până la 1 iulie, de când va fi aplicată această compensare, toți cei din acest sistem nu vor scumpi combustibilul? Nu avem nicio garanție de niciun fel. Ceea ce garanțiile ar fi să se termine războiul, garanțiile ar fi ca lumea să se așeze din nou la un preț al barilului normal, lucru pe care la această oră nu-l poate garanta nimeni. Nu pierdeți emisiunea La subiect de astăzi, difuzată de 1TV și nici declarațiile făcute în premieră la 1TV de senatorul Vasile Căpotecă, invitatul Petronelei Tămaș. Emisiunea poate fi vizionată live și pe pagina de Facebook 1TV și pe YouTube.